Mă bucur mult că am câștigat, cel mai important, pentru că victoria aceasta ne asigură participarea în grupa principală, să zic așa. Mă simt bine. A intrat foarte bine în meci. 5 intervenții consecutive. Te așteptai? Mă bucur mult că am intrat. Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa. Și asta e cel mai important, faptul că am câștigat. Asta e singurul lucru care contează și ne dă încredere lucrul ăsta. Ce aștept mai departe? Ne dorim foarte mult să continuăm cu victorii. Avem trei meciuri foarte grele, dar noi suntem optimiste, încrezătoare și știu că avem potențial și sunt sigură că dacă vom juca bine, vom reuși să facem rezultate mai frumoase. Lumea care s-a uitat astăzi la meci spune că ați crescut de la partidă la partidă. Asta ar însemna că prima partidă, indiferent cu cine aveți, ar trebui să fie chiar mai bună decât cea de astăzi. Da, asta ne-am și propus, ca de la meci la meci să creștem în valoare, pentru că o să vină meciuri din ce în ce mai grele și atunci trebuie să ne prindem într-o formă cât mai bună. Da, ne dorim ca meciul următor cu Spania să facem un joc cât mai bun și să câștigăm. Și nu numai cu Spania, noi, toate care urmează. Meciul cel mai greu probabil va fi cu Ungaria, o sală arhiplină. Cum așteptați confruntarea aceea? Nu știu dacă cel mai greu ar fi cu Ungaria. Și în grupa lor s-au întâmplat niște rezultate mai puțin neașteptate. Într-adevăr, au de partea lor suporterii, dar și noi avem alături de noi mulți, mulți suporteri și ne va ajuta mult lucrul ăsta. Noi, dacă ne facem treaba și dacă jucăm cât mai bine, la urmă, noi suntem pe teren.